Informația momentului în show-ul românesc. Zvonurile referitoare la despărțirea dintre Bogdan Ionescu, cunoscut și după porecla Sida și Sheila Jaffer, se confirmă. Bărbatul și-a făcut apariția la nunta Mariei Constantin alături de o altă femeie. În urmă cu 7 ani, ziarele de scandal din România scriau despre divorțul lui Bogdan Ionescu de Elena Băsescu, motivul despărțirii dintre cei doi parteneri fiind infidelitatea, potrivit informațiilor de la vremea respectivă. La scurt timp după eveniment, bărbatul a cunoscut-o pe Sheila. Bogdan Ionescu și Sheila Jaffer au decis să formeze un cuplu în anul 2019. Nu a trecut mult timp până când cei doi iubiți și-au jurat dragostea veșnică în fața ofițerului stării civile, emoțiile fiind uriașe pentru amândoi. Doar că legătura nu a ținut. În ultimul timp, în spațiul public au circulat tot felul de zvonuri despre o presupusă despărțire dintre Sida și Sheila. Până acum nu a apărut nicio dovadă care să confirme informația. Iată însă că ipostazele în care a fost surprins Bogdan Ionescu la nunta Mariei Constantin nu lasă loc de interpretare. Bogdan și-a făcut apariția la nunta frumoasei Maria Constantin alături de o brunetă focoasă care a atras privirile tuturor. Tânăra a fost îmbrăcată într-o rochie de culoare albă, acesta fiind dress code-ul ales de mireasă pentru evenimentul special. Focoasa brunetă pare că l-a vrăjit total pe Sida. Fostul partener al Elenei Băsescu a făcut totul pentru a impresiona pe iubita lui, despre care s-a aflat că poartă numele Raluca Paraschiv. I-a dat femeii dedicații fără număr, Adi Minune fiind cel care i-a cântat.